Salutare prieteni, salutare și bine m-am regăsit la un nou replay. În episodul de astăzi avem ca și protagonist pe Ovidiu Revelac, care a jucat cu Cariu în Pluton cu Jimbole Fighter, care a jucat cu Scorpionul și cu Deluță, care a jucat cu TS-54. Ca și hartă au prins-o Prohorovska și aici aș vrea să vă spun câteva lucruri despre felul cum se joacă acum World of Tank pe harta Prohorovska. Nu știu dacă și voi vă confruntați cu o problemă. În urmă cu ceva timp, această hartă era una dintre cele mai căutate pentru misiuni. Aici puteți să faci mai multe tipuri de misiuni, printre care cele mai căutate erau pentru Liked. Harta care a așteptat toată lumea să faci misiunile la Liked. Ei bine, acum după ceva timp, după cum ați văzut și voi, lucrurile s-au cam schimbat aici pe hartă. Exact în flancul ăsta unde este și Ovidiu în momentul de față, de obicei veneau heavy și TD-uri. Foarte multe heavy aici, foarte multe TD-uri. De fiecare dată pe acest flanc făceai o gălăgie de damage. Și toată acțiunea se cam ducea aici și foarte puțin pe celălalt flanc. Acum, în noul stil de joc și noile abordări ale fiecărui player sau ale fiecărui individ care joacă World of Tank, ați văzut că aici pe flancul ăsta de multe ori nu mai este activitate. Deci se întâmplă să stai jumătate de match în care nu ai nicio activitate. Pentru că bătălia în sine se duce la mijlocul hărții, în zona centrală și foarte puțin pe partea dreaptă. Așadar, după cum o să vedem și în acest match, se va face un match în care prima jumătate a match-ului va fi inactivă aici, pe flank, și apoi spre cealaltă jumătate de match, tankurile vor începe să intre în acțiune cât de cât. Bun, vreau să vă spun despre Ovidiu, că am ales să fac acest replay și să-l editez pentru că mie personal mi-a strânit interesul felul cum joacă el World of Tank. Ovidiu este șofer, în fiecare pauză și el când apucă acolo să stea pe parcare, să odihnească, face și el un match 20 de World of Tank din pasiune pentru acest joc. Și dacă vă întrebați mult sau vă puneți ideea, bă, nu știu, m-am cam plictisit de World of Tank, m-am plictisit, nu-mi place, nu merge, nu îmi iese ce trebuie. Gândiți-vă că, de exemplu, Ovidiu, uite, joacă dintr-o cabină de camion, cu internet așa la limită, când ai, când nu ai. Și uite, după asta puteți să vă uitați și voi acolo la ping, pentru că nu are un ping stabil, o să aibă și ceva lag pe parcurs. Dar, uite, pasiunea... dincolo de, să zicem așa, de nemulțumiri. Unde este pasiune, se poate. În felul ăsta vreau să spun și eu pe această cază la Ovidiu că respect maxim pentru felul în care alege să joace alături de noi, chiar dacă este plecat la drum tot timpul, din partea mea un big respect. Bun, haideți să vedem și cum se desfășoară meciul. Deci după cum vedeți, echipele s-au poziționat într-o zonă defensivă, să zic așa, nu prea se întâmplă activitate. În zona centrală există ceva conflicte acolo între tankuri, câte un pic de spot, dar în momentul de față toți jucătorii care au fost aici nu au făcut altceva decât să tragă la blind. După cum vedeți, câteva tankuri și-au și pierdut din HP, IS-7 la one shot acolo. Totodată băieții de aici încearcă și ei câte un blind acolo în lungul vegetației. Se întâmplă de multe ori să nimerești tankuri acolo și eu mai fac lucrul ăsta și eu trag blinduri acolo. Cam pe unde stă Light-ul de obicei la spot, cam pe unde ar sta Heavy. Acolo, după mijloc, Char Futur a încercat să treacă calea ferată, dar a căzut. Mă uit în continuare aici pentru că, deși flancul drept are destul de multe tankuri acolo pe flancul drept, totuși nu se întâmplă nimic acolo în partea dreaptă, nu încearcă să pușeze echipa, pentru că acolo sunt 3 tankuri doar, ar putea să intre foarte rapid peste ei, întârzi acolo pușul. Nici aici nu se întâmplă nimic, același lucru pe care vi-l spuneam despre Prohorovska. Pentru mine, de exemplu,
În momentul de față a ajuns harta încât să nu mai doresc să o prind, adică uneori n-am răbdarea asta să stau până la final, mai ales dacă joc defensiv, să joc pe un TD-ul sau cel puțin un heavy care să-l joc în zona asta, nu mai am răbdarea necesară ca să stau până la finalul meciului să fac un push aici sau să încerc să intru în joc. După cum vedeți, echipele stau fiecare la limita spotului unul dintre celelalte, luându-și fiecare poziții și tot ce s-a dat aici shot s-a dat pe blind. Deci atât inamicii cât și echipa lui Ovidiu au tras doar pe blind aici. N-a fost vorba de spot, n-a fost vorba de nimic. Până să mai redresează meciul și până o să fie ținte de lovit, vreau să vă spun câteva lucruri și despre carry. Cei care nu dețineți tankul și aveți posibilitatea sau vreți să cumpărați un tank, vreți să luați un TD-ul, eu vă recomand Cariu. Este un tank foarte bun. Momentan n-a suferit nicio intervenție de a WOT-ului asupra structurii sale. Este bun încă pe tun, are un tun foarte bun și cel puțin pe partea de gold la tier 8 eu cred că e suprem tunul. Foarte bun, foarte mobil. În schimb, aveți mare grijă pentru că nu e atât de armurat, nu vă arătați prea tare. Încercați să faceți partea de suport. Și da, uite, în momentul de față, primul tank spotat acolo. Deja încep să facă push-ul echipa adversă aici. Și în acest fel au și băieții în ce să tragă. Deja sunt tankuri aici foarte aproape, au venit medile peste ei. Un amorac aici. Foarte frumos, un amorac din partea lui Ovidiu. 1350 i-a dat acolo lui TT 4400. Frumos aici. Au rămas în schimb aici pe colț cam fără suport, fără spot aici. Așa că singurul lucru ce poți să faci în felul în care ești TD-ul, să aștepți să vină tankul inamic să spoteze. Altfel nicio șansă să vezi ceva. În continuare, focul masiv, după cum vedeți, este pe mijloc și aici RHM-ul face și el gafa să tragă și în felul ăsta e spotat de, atenție, de IS-2. IS-2-2-ul care e acolo la mijloc, el face și partea asta de scout acolo. Deci heavy-le până la urmă spotează pentru TD-uri. Aici un bounce la Centurion. Noroc o zic eu Centurionul acolo pentru că penul Cariului destul de bun. Și în momentul ăsta încearcă Cariu să intre un pic în față acolo pentru a vedea mai bine tankurile. Un shot aici la Tiger 2. Cade și Tiger 2. Foarte strânse meciurile aici pe Prohorovska. De multe ori se întâmplă să jucătorii să nu aibă răbdarea necesară până la finalul meciului când sau până spre jumatea meciului când încep tankurile să intre în joc și să intre în bătaie. Și de multe ori se întâmplă ca tankuri, cum a fost și aici, IS-7-le echipei, s-a dus în față, a ieșit prea tare acolo și a încasat o grămadă de shoturi. De obicei se întâmplă lucrul ăsta din cauza jucătorilor care aleg să arunce față fără a avea spot. Acum se face aici un push masiv. Categoric vor cădea toate tankurile de aici de pe flanc. Pentru că băieții fac aici push-ul masiv. Nu înțeleg în schimb ce se întâmplă cu flancul drept. Flancul drept rămâne la fel nemișcat acolo. E de la începutul meciului așa. Eu nu cred că mai sunt tankuri acolo. Dacă vă uitați la numărul de tankuri existente în meci și câte ar mai fi acolo, nu cred că mai sunt tankuri, decât maxim două tankuri acolo pe zona respectivă. Și totuși stau 3-4 tankuri acolo. IS-7-le relocat după ce și-a luat aici o grămadă de damage. Și în felul ăsta, aici rămâne flancul care va pune presiune pe inamici. Destul de bine poziționat aici Ovidiu. Dă foarte bine aici pe flancul ăsta și a făcut ceva damage aici. Focusează grila. Și în felul ăsta a scos și grila aici. Foarte bine, foarte bine jucat. Foarte bine jucat și OBJ-ul aici, care a venit să dea suport printre TD-uri, dar un pic în spate, el cam în spate a rămas aici, trebuia să fie mult mai în față un pic.
Și de-abia acum se face push-ul pe flancul celălalt, un push care trebuia să fie făcut de mult, de multă vreme acolo. În schimb, aici s-a dus foarte bine lupta și băieții au pus presiune pe echipă încercând să întoarcă și să relocheze celelalte tancuri. Aici OBJ-ul focusat și lovit de fiecare dată. 4000 damage pentru Ovidiu. Repet, un match care se joacă dintr-o cabină de camion. Au rămas acolo pe celălalt flanc, au rămas doar două tancuri. A rămas TS-54 și un TD. N-am mai avut acolo cu cine să colaboreze între ei. Au rămas două tancuri de aici care, până la urmă, echipa va trebui să se relocheze din partea asta altă, să dea suport acolo. Cred că acolo a lipsit... A lipsit un mediu, două cel puțin, ca să poată să iasă acolo, să facă spot, ca ceilalți din spate să poată să tragă acolo, să aibă țintă. Și de obicei cam așa se dezvoltă meciurile în 2024. Vedem tot mai multe meciuri de genul ăsta în care nu ai cu echipier cu cine să legi un meci, să joacă foarte haotic, foarte prost și fără niciun fel de strategie, adică fără niciun fel de gândire logică înainte de a intra în meci sau în meciul respectiv. Cum abordezi harta, cum o iei și cum te duci cu echipa, cum ne trebuie să dai suport, deci se joacă foarte haotic. De asta, repet, Prohorovska, cel puțin pentru mine, a devenit una dintre hărțile insuportabile în momentul de față. Știu ce putea să dea harta asta înainte și referitor la ce ne oferă acum harta, foarte prost, foarte, foarte prost se joacă. În schimb, aici un meci frumos făcut de băieți. 5.000 de meci pentru Ovidiu, un meci câștigat pentru băieți aici. Felicitări, până data viitoare, numai bine!